Viorica Dencil a fost prins, unde îi era telefonul când a sunat-o Klaus Iohannis, foto? Viorica Dencil nu i-a răspuns vineri presubliniere dintelui Iohannis, care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat că nu a avut telefonul la ea când a participat la un eveniment la Pite subliniere T, iar ulterior l-a sunat ea pe presubliniere dinte. Imaginile de la eveniment o contrazic, telefonul era tot timpul în mâna ei. Da, inițial nu i-am răspuns, eram la Sinfonia Lalelelor, la Pite subliniere T, nere. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul. Sublinierei pe urmă am sunat sublinierei am discutat cu dumnealui, ceea ce este un lucru de normalitate, a arătat Dencil. Inginile spun însă alt poveste. Foto, Facebook/primăria Pite subliniere T. Foto, capturi recorderi.